Calendarul anului școlar 2015-2016, aprobat de Ministerul Educației, a fost modificat joi. Astfel, elevii se vor bucura de o săptămână în plus de vacanță la iarnă, dar vor termina școala cu o săptămână mai târziu în iunie. De asemenea, vacanța de vară va ține până pe 11 septembrie 2016. Iată structura actualizată a anului școlar ce va începe luni potrivit noilor modificări. În semestrul întâi, cursurile vor începe luni 14 septembrie 2015 și se vor încheia vineri 18 decembrie 2015. În perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă va fi de sâmbătă 19 decembrie până duminică 10 ianuarie 2016. Cursurile se vor relua luni 11 ianuarie până vineri 5 februarie. Vacanța intersemestrială va debuta sâmbătă 6 februarie 2016 și se va încheia duminică pe 14 februarie. Semestrul al doilea se va derula astfel. Cursuri de luni 15 februarie până vineri 22 aprilie. Urmează vacanța de primăvară de sâmbătă 23 aprilie până marți 3 mai. Cursurile se vor relua miercuri 4 mai și se vor încheia vineri 24 iunie 2016. Vacanța de vară debutează sâmbătă 25 iunie și se încheie duminică 11 septembrie 2016. Tezele din semestrul întâi al anului școlar 2015-2016 trebuie susținute până la data de 11 decembrie 2015, iar cele din semestrul al doilea până la data de 20 mai 2016.